Bună tuturor și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi este un haul de cumpărături ce mi-am achiziționat în ultima perioadă și să începem cu piesa de rezistență achiziționată de mine recent, această pereche de cizme înalte, așa arată. Sunt peste genunchi, dar se pot purta și sub genunchi și atunci ele vin așa mai strânse în partea de jos. Sunt foarte frumoase, sunt foarte comode, îmi plac foarte mult. Le-am luat de pe un site, o să vă las site-ul în descriere și au costat 300 de lei. Le-am prins la reducere, prețul lor inițial a fost de 600 de lei. Apoi mi-am mai achiziționat o pereche de pantaloni de la Zara, nici măcar nu i-am scos din pungă. Prețul lor a fost de 140 de lei în mărimea S, dar sunt pantalonii mei preferați și de mult îmi doream să mi-i achiziționez. Vara trecută erau la Zara, nu am apucat să-mi cumpăr, să-mi găsesc mărimea mea atunci, dar acum i-am luat, sunt negri și au aceste detalii foarte frumoase cu auriu. Dacă vor mai aduce și alte culori, îmi voi mai lua o pereche de din acest model. Ok, de la DM am cumpărat am cumpărat niște dischete de machiante de la marca lor proprie Ebelin. Cineva mi le-a recomandat și am zis să le încerc și eu. Mi-am luat varianta destul de mică de 90 de dischete de machiante, doar în ideea de a le încerca să văd dacă sunt pe placul meu. Tot de la DM mi-am luat, am revenit la fondul meu de ten preferat de la L'Oréal True Match, așa arată, în varianta 4N, sper că se focusează, ok, este sigilat, dar dacă reușesc, îl desigilez acum să vă arăt și vouă exact cum se vede pe piele. Am avut un tester acolo, l-am testat, pentru că nu mai țineam în minte exact care este nuanța. L-am avut acum ceva ani și am zis că să-l retestez. Toată lumea îl recomandă pe acesta. E greu cu desfăcutul și cu sigilatul celor de la DM, zici că cine știe ce se întâmplă. Am reușit o bucată și mai am acest sigiliu. Ok. Haideți să vedem. Mai are că așa fac ei, le sigilează foarte bine. Mă chinui, va trebui să mă așteptați. Haideți că am reușit într-un final. Sau nu. Da, multe, după cum se vede, multe scociuri și plin de ambalaje. Gata. Ok, să-l testăm un pic pe mână. Așa arată și să îl întindem bine. Are o acoperire foarte, foarte, foarte bună. Uitați, așa arată. Nici nu se vede diferența față de pielea mea. Asta îmi place
cel mai bun, cel mai mult la un fond de ten și a intrat foarte bine în piele și lasă pielea catifelată. Ok, mi-au și un șervețel să șterg surplusul de pe degete. Bun, în continuare, de la Cupio ne-am comandat o pudră, așa arată. Este în varianta soft. Nu știu dacă am o nuanță să vă zic pe aici. Soft light. Pudră luminoasă fină. Am avut, am prins-o în perioada cu reduceri pe site și am plătit pe ea 50 de lei, redusă de la 75, dacă nu mă înșel. Are aici această pudrieră și aici este pudra. Haideți să încercăm un pic peste fondul ăsta de ten. Să vedem cum o lasă. Eu de obicei nu folosesc acest instrument. Dau cu pensula. Așa se vede cu pudră. Nu știu dacă reușiți să vedeți ceva, dar este foarte ok. Are o acoperire foarte bună și aceasta. Și mi-am, atât cu DM-ul, mi-am mai luat o pereche de branțuri, 29 de lei, de la Deichmann. Am o pereche de încălțăminte la care am nevoie de niște branțuri pentru am stat piciorul mult mai confortabil. Să vedem cum arată și ele. Așa arată, mărimea 37, sunt din piele și au aceste pernuțe moi în zona degetelor și a călcâiului. Bun. Și de 8 martie am primit un set de creme de mâini de la Pielor. Aceasta este cu miros de paciuli, vanilie și lavandă, cea din mijloc cu paciuli și ambră și ultima paciuli și santal. Sunt sigilate, nu o să le desfac acum, dar o să revin cu un review la ele. Nu am mai încercat niciodată de la acest brand, dar scrie aici că are 5% unt de shea. Sunt tare curioasă, sunt în varianta de 30 de ml, perfecte pentru a fi purtate în geantă. Și ultimul articol, dacă e să zic așa, nu l-am cumpărat, este abonamentul meu de la Look Fantastic. Așa e cutia. Și să vedem ce am primit pe luna martie. Mai nou, cei de la Look Fantastic nu mai pun produsele în acele cutii, vin direct așa, în vederea reciclării cutiilor acestea. Primul produs care îmi vine la mână sunt aceste elastice de păr invizibile. Haideți să vedem cum arată unul mai de aproape. Sunt trei bucăți, văd aici. Așa sunt. Într-o nuanță de roz. Și, într-adevăr, știu pentru că am și eu unele mult mai mari, nu lasă urme în păr după ce le-ai folosit. Deci sunt perfecte pentru mine. Ok, următorul produs este de la Emma Hardy, Plump and Glow Hydrating Facial Mist Anti-Pollution. Așa arată și este, vă zic imediat,
Trebuie aplicat de la aproximativ 30 cm de față cu ochii închiși și reduce poluarea. Deci probabil se folosește după ce ești machiat sau dacă nu folosești machiaj ca să fața să nu fie atinsă de factorii poluanți. Ok, mai departe, de la Neom Organics London, o cremă de față pentru noapte, în varianta de 10 ml, așa arată. Să vedem dacă e sigilată. Da, e sigilată și nu vreau să o desfac momentan pentru că mai am o cremă de noapte. Nu am văzut asta dacă are vreun miros. Nu are un miros foarte, foarte specific. Ok, mai departe, am mai avut de la acest brand, de la brandul Fab, dacă pronunț bine, este o cremă de corp cu 10% AHA. Așa arată. În varianta de 28,3 grame. O încercăm și pe aceasta să vedem cum e. Eu am avut de la acest brand crema de față foarte, foarte, foarte bună. Ok, mai departe avem o paletă de farduri nude. Da, de farduri nude de la Wet n Wild. Așa arată culorile. Sunt nude. Ok, și aici pe spate ne arată cum să ne machiem pentru zi și cum să ne machiem pentru seară. Da, o să o încercăm și pe aceasta. Nu o să fac un swatch acum pentru că mai am încă două palete deja desfăcute și nu aș vrea să o desigilez ca să îi treacă termenul de garanție care este de 24 de luni. Ok, ce mai avem aici? Mai avem un iluminator de la Physicians Formula în nuanța roze. Așa arată, ambalat. Haideți să desigilăm. Așa arată desigilat. Așa e produsul. Are și o oglindă aici. Și avem și o pensulă pentru a aplica iluminatorul. Hai să vedem cum să înferi la pensulă. Destul de moi și catifelați. Nu știu cât de mult o să folosesc această pensulită dată de ei, pentru că am pensula mea care îmi place foarte mult pentru a-mi aplica iluminatorul. Haideți cu acesta să facem un swatch. Așa arată. Și să încercăm și pe mână puțin. Oh, ce drăguție! Uitați cum se vede iluminatorul. Da, foarte, foarte, foarte drăguț. Ok, și ce mai avem? Și mai avem o mostră de Black Opium de la Yves Saint Laurent. Haideți să vedem și cum miroase. Din câte mi-aduc eu aminte, parcă am mai testat la Sephora acest parfum. Foarte drăguț, exact. Exact pe gustul meu, puțin dulce, floral.
Da. Foarte, foarte drăguț. Cu siguranță cred că o să-mi achiziționez și eu un astfel de parfum. Da. Acestea au fost produsele ce mi-am achiziționat în ultima perioadă. O să revin cu un review către ele. O să vă las în descriere site-ul de unde mi-am achiziționat cizmele. O să vă las dacă găsesc la Zara pantalonii în descriere. Și bineînțeles, site-ul de la Look Fantastic și cel de la Cupio, poate găsiți acolo ceva care să fie pe placul vostru. Vă aștept cu un like, ca de obicei, cu un comment și ne revedem în vlogul următor. V-am pupat, o zi minunată să aveți!